Din cauza gerului excesiv din ultimele zile, centrala termică, care asigură încălzirea sediului companiei Apaserv Zona Est, a cedat, conducerea companiei luând decizia de mutare temporară a o parte din birouri în una din clădirile stației de epurare. Deci, centrala de la Roman este defectă. Noi am încercat cu firma care asigură asistența tehnică să încercăm să facem o modificare provizorie până ne vine piesa care e necesară de schimbat. Nu se putea face și atunci am luat măsuri de încălzirea personalului cu calorifere electrice, în măsura în care instalația electrică le permite, sau altă variantă în cazul în care nu am luat personal, l-am mutat în stația de depurare în o clădire care era folosită de consultanță de proiectul major. Sperăm ca în cel mai scurt timp să ne vină piesa și să reușim să reparăm centrala respectivă. Nu era cazul de a aduce o centrală nouă pentru că puteam schimba piesa, nu e o defecțiune care să fie peste 40% din valoarea centralei și astfel încât să ne ducem la schimbare. A fost comandată deja piesa defectă, ținând cont de o prevedere legală, potrivit căreia un utilaj poate fi schimbat doar în condițiile în care valoarea piesei necesară depășește 40% din costurile centralei. În condițiile în care piesa nu va putea fi găsită și centrala nu va putea fi reparată, se va putea trece la etapa a doua, aceea de înlocuire a celei existente cu una nouă. Dacă va fi necesar și nu va funcționa nici cu această piesă, defecțiunea va continua, probabil că va merge până la schimbat, dar deocamdată comisia care a fost la fața lucrurilor a stabilit că e suficient a schimba piesii care... Apaserv Zona Est funcționează într-un sediu din strada Ștefan cel Mare, recent cumpărat de companie de la moștenitorii proprietarului, și are un număr de 140 de salariați, din care doar 15 lucrează în imobilul în care s-a defectat centrala termică. În cursul zilei de miercuri 11 ianuarie, societatea care asigură serviciul centralei termice a trimis piesa defectă, respectiv un arzător, și se estimează ca reparația să fie finalizată până la prânz. Centrala a fost fabricată în 2001 și a fost montată la vremea când la conducerea Apaserv se afla socialdemocratul Eduard Corduneanu. Anul acesta, în planul de investiții, după reabilitarea imobilului monument arhitectonic în care se află sediul central, sunt prevăzute și lucrări de montare a unor centrale noi care vor furniza agent termic strict sediilor din compania Apaserv.